Povestea din duminica de astăzi este despre jertfă și biruință. Și asta pentru că se vor perinda prin fața ochilor noștri cete de mărturisitori din perioada Rusiei bolșevice. Sunt cei care au plecat la luptă și nu au apucat să ia cu ei decât arma credinței. Volumul semnat de Vincențiu Dascălu, prefațat de Sorin Lavric, adună la oaltă 58 de biografii pecetluite de Duhul Sfințeniei. Povestea cărții Gulagul în Sinaxare este plină de suspans și neprevăzut. Și asta pentru că biografiile sfinților nu au fost și nu sunt nici pe departe leșioase și călduțe. Dimpotrivă, sunt pline de sânge care clocotește și duh care le pecetluiește. Gulagul în Sinaxare, 58 de biografii scrise de un autor a cărui prezență discretă o poți regăsi doar la începutul poveștii. În rest, forța unor vieți care merită citite într-o zi de duminică.